Numai un singur Dumnezeu are dreptul să judece. Există o prietenie între orchestre. Acasă nu prea. E scump să înregistrez cu orchestra Lăutari? Nu, e cel mai ieftin. Care este salariul mediu a unui angajat? Eu am luat bilet înapoi la lucru, prin concurs. Ați dat ca să vă puteți manifesta dumneavoastră? Noi două vedete în casă nu puteam să fim. Atunci când a aflat că aveți o fică, cum a reacționat? Eu nu pot să las un copil să crească așa ca în pădure. Copilul nu-i vinovat. Este o diferență să fii tătic la 20 de ani și tătic la 67 de ani? Cu vârsta apare alta. Am avut căderi multe în viață. Păi simțiți undeva vinovat în fața ei? Toată lumea face așa, numai că fac pe ascuns. Eu am făcut deschis. Care-i problema? Vedeți în Cristi un viitor moștenitor? Înțeles că da. Ați vrea să-i spuneți ceva, doamnei Bejenaru? Până la cer am iubit. Atunci când zic omul legendă, este vorba de Nicolae Bodgros. L-am așteptat mult să vină în acest podcast și mă bucur că astăzi reușim să avem o discuție. Bună ziua, maestre! Bună ziua la toată lumea! Vreau să spun că frumos a început emisiunea cu o legendă. Legenda este și vine din satul Badicu, de la părinții mei, vine din... De la tatăl meu, mai bine spus, de la Dumnezeu, am primit harul, de la tata meu am primit darul. Tata mea mi-a dăruit vioara, Dumnezeu mi-a dăruit harul, cel frumos pe care îl am astăzi și îl port în toată lumea, ca să știe lumea, fiindcă așa se cuvine, un har când îl primești de sus trebuie să-l duci în lume. Iar mulți care nu cunosc și nu știu ce înseamnă harul lui Dumnezeu, să-l port cu dânsul în buzunar undeva, este un păcat. Este greu să duci uneori un har, este greu să-l faci recunoscut și să duci binecuvântarea asta lui Dumnezeu peste tot în lume. Păi, pentru că asta este o sarcină pe care pur și simplu trebuie să o duci în lumea mare și să nu te oprești. Păi ca să duci în lumea mare trebuie să ai ce duce. În primul rând, harul de la Dumnezeu îl are fiecare om. Dar ca să duci harul, trebuie să muncești, să faci ceva, că lumea să înțeleagă, uite, ăsta a venit, ne dăruiește ceva, ne aduce ceva frumos și atunci bine că lumea te primește și nu numai te primește, te iubește, fiindcă sunt niște lucruri, fiindcă atunci când am primit aceste frumoase complimente, se vorbește de legendă, de mai multe lucruri frumoase, eu le ascult, le primesc la suflet. Și nu toate le iau în serios, fiindcă dacă să vorbim așa, de când am început orchestra de 45 de ani, cam în fiecare zi primesc complimente, în fiecare zi mi se spune ceva. Mai nou, chiar am primit de la cineva niște prieteni de mei, unii îmi spuneau, băi, ce vorbești tu? Tu știi ce cânti tu? Cânti mai frumos decât Paganini, decât nu știu cine, nu știu care. Și eu m-am uitat așa la el. Mi-am dat seama că parcă înțelege ceva, el se vorbește, dar premărește. Și atunci când prea mărim, facem niște lucruri, tot e exagerat lucrul și atunci nu se lipește nici de suflet, nu se lipește nici de bună starea lui chiar. Fiindcă el vorbește, dar vorbește în vânt. Vorba lui nu trebuie să fie în vânt, vorba lui trebuie să fie, mai bine spui omului, mai... Te-am văzut ieri la televizor, te-am auzit cântând extraordinar de frumos și atât. Și lumea înțelege ce înseamnă lucrul ăsta, dar când încerci să-i spui că e mai bun decât Paganini, decât ceala, cam nu prea sună frumos. Îmi dau seama despre ce spuneți, pentru că cuvântul cântărește foarte mult, foarte și mult. Atunci nu știi ce spune celuilalt. Corect. Când poate mai bine decât corect. Paganini sau decât oricine altcineva. Da, nu trebuie să vorbim lucrurile ieșite din comun. Trebuie să vorbim numai lucrurile reale și mie mi-a plăcut totdeauna să fiu real. De ce și muzica noastră și tot ce facem noi este real. Prin asta și cuceriți și de asta lumea vă iubește. Toată lumea, fiindcă am făcut lucruri reale, frumoase, adică să ajungă la sufletul omului. Nu numai decât să fie mai bun decât cealaltă, să ajungă la sufletul omului, fiindcă eu când am început orchestra, pe atunci era orchestra folclor, era orchestra joc, era orchestra radio, mai multe orchestre erau. Eu am încercat să fac o orchestră
să nu se amline nici cu una din ele. Să fie orchestra mea. Și cu asta am plecat în lume. Și în momentul ăsta când am plecat cu orchestra așa să-mi placă mie ce am făcut eu, a plăcut și la lume. Eu zic pentru asta să ridicăm acest pahar de vin de la Aurelius. Vă spun bine ați venit. Ce frumos. Doamne ajută. Chiar mă bucur foarte mult să fiu alături cu tine, fiindcă greu am venit, știu. V-am sunat des. E bine, dar greu am venit să mai fac niște lucruri și la noi pe Chișinău. Chiar prea mult reparații din calea afară, se repară toate drumurile, toate străzile sunt în alertă acum, toată lumea aleargă, nu știu, pe unii, pe vârful orașului și așa mai departe, dar uite cu ajutorul Dumnezeu, iarăși vorbim cu ajutorul Dumnezeu, fiindcă numai El ne direcționează unde trebuie să mergi, cum trebuie să mergi, când trebuie să ajungi. Și uite, am ajuns la timp aici. Maestre, recent ați sărbătorit 70 de ani, o cifră extrem de frumoasă și ați avut un eveniment extraordinar de frumos, mai mult ca o nuntă, un spectacol. Am urmărit cu drag cine a fost prezent, cei care au reușit să vină și tortul de la final, o întreagă poveste a fost ziua dumneavoastră de naștere. Cei 70 de ani, ce semnifică acum pentru dumneavoastră? E bună întrebare, așa chiar e. Și un pic e complicat. Ce ar fi să fie, să vorbim că au trecut 70 de ani. Parcă vorbim de o cifră de 17 ani, de 27, de 37. Vorbim de o cifră foarte grea. De o cifră mult trăită. Fiindcă înainte trăiau lumea mai puțin. Nu știu de ce. Acum, care l-auzi, câți ani ai? Spune 85, 90, chiar ca și în Europa. În Europa lumea trăiește, în America lumea trăiește până la 90 ceva, 100 de ani. Când ajung la 95, îți spun că am îmbătrânit. Dar noi îmbătrânim cam de vreme, pe la 50-60, și spunem că am îmbătrânit. Dar eu mă sunt un om, să zic, în vârstă, un om așa, anilor de bătrâneță, dar nu mă simt chiar bătrân, așa, să spun așa, cum este. Fiindcă nu-mi dă voie nici băieții, colectivul, nu-mi dă voie orchestra, nu-mi dă voie publicul. Nu mă lasă nici colegii mei, atâția cântăreți tineri, atâția muzicieni tineri, publicul tânăr. Deci toate lucrurile astea sunt lucrurile care mă întinerește și care îmi dă mie viață. În acești 70 de ani, credeți că ați reușit să spuneți tot ceea ce ați avut de spus? Ați iertat tot ce ați avut de iertat? Ați deschis ușa tuturor celor care v-au bătut la ușă? Cred că nu. Niciodată omul nu reușește să facă lucrul ăsta. Nu eu. Fiindcă îmi dau seama că Nicolae Bodgros a deschis ușile la multă lume, am făcut și bine, am făcut și rău, am făcut și mai multe lucruri. Deci un om trăitor pe pământ face de toate, fără ca să vrea el. Nu știe, se scoală de dimineață, pleacă undeva și pășește cu stângul sau pășește cu nu știu cum. Ceva se întâmplă în viața lui. Fără ca să vrei el, spui că, uite, asta am făcut-o intenționat, am făcut-o nu știu ce. S-o primit așa cum s-o primit. Dar, până la urmă, posibil că dacă facem o totalizare mare a vieții mele, am ce spune lumii și am făcut multe lucruri frumoase. Mai puține poate rele, dar nu-mi pare rău nici de cele rele și nu-mi pare rău nici de cele bune, fiindcă așa-i dat omul pe pământ, să facă lucrurile cât poate
cât poate el, cât poate duce. Fiindcă de ce se vorbește că Dumnezeu îi dă omului atât cât poate duce el. Atât am dus eu, atât pot și atât fac. Vorbim aici despre putere. Dumneavoastră duceți întotdeauna cât puteți sau vă asumați să duceți mai mult decât puteți? Încerc să duc mai mult, dar puterile sunt un pic mai slăbite. Acum lucrurile pe care le-am făcut chiar cu 10, cu 15 ani în urmă, mi se dau un pic mai greu. Mi se dau din punctul de vedere că ani vorbesc despre niște lucruri și trebuie să vorbim real așa cum este. Bineînțeles că nu pot să fac lucrurile pe care le-am făcut cu 20 de ani în urmă sau chiar cu 15 ani în urmă, 10 ani. Acum să fac lucrurile un pic altfel. Dar încă o dată vorbesc despre lucrurile pe care mă agăț sau mă țin strâns de cei tineri și fac lucruri cu ei într-un pas așa, binișor. Nu vreți să cedați? Nu că nu vreau. Nu văd pe altcineva în fața mea, chiar dacă l-am pe marele meu fiu pe care îl iubesc așa cum iubesc pământul ăsta, cum iubesc toții frumos, pe Cornel, eu îl văd și dirijor, îl văd și cum scrie frumos, dar orchestra asta, orchestra Lăutare, este menită, dată pentru Nicolae Bodgros. Chiar îmi doream să vă întreb, cine credeți că ar fi moștenitorul acestei orchestre? Bineînțeles că Cornel, bineînțeles că Cristi mai departe, dar, cum să spun, ansamblurile mari, cum este în Moscova, în Rusia, Moisei sau Virski, sau când vorbim despre marele colectivi, cât de frumos sună orchestra Fluieraș. Când vorbim Fluieraș, deodată ne aducem aminte Sergei Lunchevici. Pe urmă vorbim ceilalți băieți care au venit după, vorbim despre cei care au venit acum, dar primul și în primul rând se vorbește despre Sergei Lunchevici. Spunem Joc, vorbim despre Vladimir Curbet sau Garștea, spunem despre Capela Doina. Deci sunt niște lucruri pe care le-au inventat cineva. Deci prin asta omul trăiește. Trăiește Curbet, trăiește Garștea, trăiește Sergei Lunchevici, trăiește Nicolae Sula, care nu va muri niciodată. Trăiește Nicolae Bodgros, pentru că sunteți o carte de vizită a orchestrei Lăutarei, da. Și cred că asta spune ceilalți multe. Care vin de urma noastră sau or să facă niște lucruri poate și mai frumoase, și mai interesante, dar vin după noi. E important cel care a pus semința. Corect. Poate să stropească acel copac și să înflorească frumos, dar nu cine a pus? Să vorbește, pui cartofi, iei cartofi. Exact. Pui porumb, iei porumb. Ce sădești, aceea crește. Eu am apreciat foarte mult într-un interviu cu Cornel, când el a zis că nu există un Bodgros ca tatăl meu, nu există un Eugen Doga. Fiecare are locul lui sub soare. Și el cumva nu a încercat să treacă peste dumneavoastră, ceea ce am apreciat enorm, pentru că el ar fi putut avea această posibilitate. Cornel are toate posibilitățile. Eu, fără că să vorbesc, este fiul meu, are toate posibilitățile să facă niște lucruri chiar mai importante și mai frumoase decât mine. Dar uitați-vă că acum nu e cazul, adică nu mai este cazul, că mă uitam pe rețelele de socializare, mă uit pe Facebook, cântă mâța, cântă câinile, cântă oricine cântă deja de cântat. Noi nu mai putem mira, uitați-vă la emisiunea Române Au Talent. Când vezi ceva pe acolo, se ridică părul, nu ai cum. Sunt niște lucruri foarte, foarte importante. Vedem talentele noastre, vedem cât e de talentată lumea noastră. Deci de talente nu ne mai mirăm. Acum ne mirăm de altceva, ce o să fie cu colectivele noastre, cum o să trăiască ei, din ce trăim, cum trăim. Și asta este foarte important, pentru că eu totdeauna am pus la bază cum trăim, ce facem, cum cântăm, de ce cântăm. Că trebuie să știm de ce cântăm, ne-am strâns, ne-am adunat, facem un lucru, dar pentru ce îl facem? În numele cui? În numele artei, muzicii, poporului, oamenii care ne iubesc în numele lor. Deci ca să facem niște lucruri trebuie să avem și niște condiții. Ca să ai condiții trebuie să dai cu pumnul masă să spui, uite, domnul ministru sau domnul director, uitați-vă care sunt chestiile, sunt așa,
sunt niște oameni de sprijin. Dacă ai sprijin, dacă te sprijină lumea, ai cuvântul, poți să vorbești, poți să ceri ceva, mergi înainte. Dumneavoastră întotdeauna ați avut curajul să bateți cu pumnul în masă, să bateți la ușă. Și nu v-ați incomodat niciodată. Și acum mai bat încă pe la ușile oamenilor pe care îi socotesc că trebuie să facă niște lucruri mari. Merg fără să mă sfiesc, fără să-mi fie chiar rușine. Sau, mă duc la oamenii care știu că ei hotăresc niște lucruri. Mă duc și la ministrul culturii, merg și la, dacă trebuie, și la președintele țării, mă duc și în altă parte. Fiindcă oamenii au nevoie, oamenii când intră pe ușă la mine la lucru, la repetiții, eu doar mă uit în ochii lui, eu văd ce are el nevoie. Eu deja îl cunosc, ori nu-i lucrează soția, ori n-are loc la grădiniță, ori nu au loc la școală. Ceva se întâmplă în familie. Trebuie de ajutat. Cine se ajute? Este tata. Este tata. Acum lucrează numele pentru dumneavoastră. Atunci când sună Nicolae Botgros, toate apelurile sunt deschise. Cum era Nicolae Botgros la începuturi? Toți vă deschideau ușile? Nu prea. De la început au fost cu toate, că m-au rugat foarte mult. Eu am povestit cândva, am scris istoria vieții mele, dar când am plecat de la orchestra ansamblului academic Joc, mi-e părea foarte rău. Eu nu știam unde merg. Eu mă duceam am venit la orchestra Lăutare, dar eu încă nu știam ce am să fac, o să izbutesc eu, nu o să fac orchestră, o să fac ca să fie la nivel, că o brigadă de agitație, așa cum erau celelalte colectiv, Mugurel, Lăutare, ceilalți mai vechi care erau până la mine, erau ca o brigadă de agitație, se duceau prin sate, făceau bani și aduceau filarmonicii statului bani. Atât ce făceau ei. Eu aveam alte gânduri, că am văzut lucruri serioase cu ce se ocupă maestru Curbet. Și deci pentru mine mai mult au intrat în suflet lucrurile astea care le-am văzut la maestru Curbet decât celelalte lucruri. Și atunci eu, desigur că îmi părea foarte rău ca să trec de la o orchestră atât de valoroasă, de la un ansamblu cum este Joc, să ajung la Lăutare, la o brigadă de agitații, nu prea mă aranja situația asta. Și eram rugat de ministrul culturii, eram rugat de Mihail Murzac, directorul filarmonicii. Nu mai spun Nicolae Sula, care stătea în fiecare zi la telefon și îmi bătea capul. Măi, omule, tu îți dai seama ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să facem o orchestră. Tu trebuie să fii în fața oamenilor, să te vadă lumea, că tu cânti la vioară, tu ce stai acolo în colbul și ăla nu se vede nimic de tine, nu te vede nimeni. Da, eu îl înțelegeam și pe Nicolae Sulac, îl înțelegeam și pe domnul ministru, îl înțelegeam și pe domnul Mihail Murzac, dar gândul meu și sufletul era acolo la Joc și nu puteam lepăda jocul. Eu am lucrat aici la Orchestra Lăutare, de-am două luni zile aproape lucrasem, dar mă consideram încă, eram la lucru, la evidență, la ansamblu Joc. Și desigur că era foarte greu, dar am spus că dacă fac un colectiv, să-l fac profesional, să-l fac colectiv, serios. Deci de este colectiv așa cu brigada de agitații, cu nu știu ce, eu n-am interes. Și ați reușit să ajungeți acolo unde și v-ați până la urmă propus. Acolo am ajuns, fiindcă la primele repetiții nu a asistat nici Sulac, nici directorul, nici Serghie Luncheș, Dumnezeu să-l odihnească, parcă-l văd și acum, cum am venit prima dată la Orchestra Lăutare, când au apărut ei peste o lună și ceva, făcusem eu niște repetiții. Și-au apărut ei la prima repetiție, s-au ascultat, au stat în sală și când au auzit, au pus mâine capra, că aici nu-i vorba de, dar e vorba de ceva serios. Și desigur că s-a pornit zvonul ăsta prin toată Republica, prin Chișinău, că Botgros a trăsnit o orchestră extraordinară, nu știu ce, nu știu care. Și pe aici zvonul mergea tot din gură în gură, știți cum la noi se vorbește la sat. Și iată că peste 3 luni de zile, aproape 4 luni de zile, a fost gata colectivul, am făcut premiera. Desigur că la premieră lumea se rupe sala aceea. Eu credeam că balconul se desface de la filarmonică, nu mai erau locuri, lumea se iebușeau toți acolo. Până la urmă a fost un spectacol
care n-am să-l uit niciodată în viața mea, 23 februarie 1979. Primul spectacol, îl țineți da, minte. Da, a fost ca spectacol, dar a fost ca dare programe. Adică noi am dat programul. În sală era spectator, dar era Consiliul Artistic a Ministerului Culturii, Filarmonicii. Ei ne-au primit programul. Desigur că n-am să uit cuvintele lui Isidor Burdin, cel mai mare dirijor al nostru care a fost și ne-a învățat multă, multă muzică populară, necătând că el era evreu, dar muzica populară era în sufletul lui. El iubea muzica populară mai mult decât tot ce avea el la suflet. Și el prima dată s-a uitat așa și a văzut programul nostru și a spus așa, le-a spus la toți la Consiliul Artistic acolo, ăsta o să ne dea jos pe toți. Asta a fost amenit. Cuvântul lui, Isidor Burdin. Și undeva au mai trecut vreo câțiva ani și cam s-au împlinit cuvintele lui. Întotdeauna concertele dumneavoastră au fost cu sala plină? Absolut. Absolut. Chiar și în răspund că în Rusia, noi mai multe turnee aveam în Rusia. Că țara noastră ne vindea, eram la Rosconcert. Concertul, așa, era o organizație în Moscova care ne vindea prin toată fosta Uniunea Sovietică. Și aveam spectacole, eu țin minte, pe lângă Karaganda, pe acolo, ăsta era un orășel mai mic unde noi am dat 4 concerte într-o zi. Că la, cum te duce la film. Se ducea la învine lumea la ora 12, făceam la ora 20 ceva, după care mai făceam seara la 5-6 și seara ultimul era la ora 9. Era un spectacol așa ca la film. Lumea venea arhi plin de sălile. Nu că așa, da. Vă dați seama, în Almata este așa o sală, cum e Palatul Național la noi, exact, au și ei tot sala congreselor, că asta a fost sală menită pentru congrese. Fost la congreselor de 4.000 și ceva de locuri, 2 spectacole arhipline, 2 anșlaguri. Foarte mulți interpreți, oameni talentați de la noi din Republica Moldova au fost invitați peste hotare, au fost invitați să rămână în România, în Moscova. Dumneavoastră ați avut vreodată oferta aceasta? Foarte multe oferte. Nu numai aici. Am avut oferte peste hotare în Europa și în Statele Unite. Când am fost, eu în Statele Unite am fost vreo 11 ori deja. Prima dată am fost cu Dumnezeu să-l ierte Ion Aldea Teodorovici împreună cu Anastasia Lazaruc. Pe urmă am mers singur, am mai venit cu Nicolae Sulac, am fost de multe ori. Și acolo cu siguranță erau salarii mai mari, vă propuneau mai multe facilități. Dar condițiile pe care le avem noi acolo, nu cred că m-ar fi aranjat pe mine. Totuși, o orchestră, când face o orchestră mare, să nu fi făcute o orchestră, era o chestie, dar așa... Eu aveam orchestră aici, aveam o familie a mea. Familia mea era orchestră la o tare, în afara familiei pe care o aveam eu, soția, copilul și așa mai departe, era orchestră la o tare. Eu dacă nu vedeam orchestră la o tare o săptămână, două, pentru mine asta era ceva mai greu. Cât de atașat erați de ceea ce faceți, de ceea ce construiți? Temelia pe care ați pus-o este spectacolul ăsta care le avem noi, întâlnirea cu oameni, întâlnirea cu... Te duci chiar în colhozuri, cum era înainte colhozuri, mergeam în colhozuri, ne întâlneam cu președinții, cu oamenii, cu primarii, cu... Asta era o viață și acum este exact aceeași viață, chiar aseară la spectacolul nostru care a fost dedicat Unirii Basarabiei cu România. Au fost parlamentari din România, a fost prim-ministru, a fost ministru a culturii, toată lumea, te întâlnești cu lumii, acolo cu cine te întâlnești? Te întâlnești cu oamenii bogați care au bani și nu interesează nimic. Au fost oameni care nu v-au deschis ușa, în care v-ați dezamăgit. Și iată acum, peste ani, s-a întors moneda. Da, exact așa era. Același lucru s-a întâmplat. Chiar am avut oameni care i-am susținut în, știți că la noi campania electorală au nevoie numai decât de noi. Asta să știe că trebuie să fie un Botgros, un Zinaida Julia, Cojocaru, Glib, un Nicolae Sulac și așa mai departe. Dar
am fost lucrul ăsta, că am susținut pe cineva, după care peste două săptămâni a fost ziua mea de naștere, nu mi-a dat măcar un telefon. Sau hai să vorbim altfel, vine Paștele, vine Crăciunul, să mai spune la anul nou, să spune la mulți ani, nu știu ce, nu. Dar pe urmă s-a întors invers. Când au nevoie, da. Bat la ușă, si. Cer, dar când nu le trebuie... Asta, dar nu numai, mai sunt cazuri mai multe, foarte multe cazuri am în viață că nu mi s-au deschis ușile, dar am găsit de cuvință că să nu-i mai deranjează eu. Mulți vorbesc despre sponsori, știți, sunt sponsori chestii, te sponsorizează la un spectacol. Te duci, te-ai adresat, uite, am nevoie, nu știu ce. Îți spune că, da, uite, am înțeles, dar mă sunați mâine sau poimini și mai departe. Nu mai sunt. Pentru că eu știu ce înseamnă răspunsul, mă sunați. Omul care are de gând să-ți facă un lucru, o binefacere, o face pe loc. Spune, da, știți cât e nevoie, atâta. Eu nu pot atâta, pot să vă dau numai atâta sau nu știu ce. Îți face binele. Dacă îți spune să-l telefonezi, înseamnă că el nu mai are nevoie de tine. El nu o să-ți mai răspundă la telefon. Asta e o morală bună pentru toți ceilalți care sună care, da. Și nu știu dacă răspunsul e cel care trebuie corect, sau mai corect. Iau de așteptat. Asta este o metodă. Ca mai să nou, te eschivezi și să zici da. Nu pot. Asta este. La Orchestra Națională Lăutarii sunt foarte mulți tineri care stau în rând la imprimări. Dumneavoastră cum reușiți să faceți față și în funcție de ce îi selectați, îi alegeți, eu le oferiți posibilitate? Eu n-aș vrea să deschid paranteza asta, dar fiindcă mi-a pus așa o întrebare foarte interesantă, eu vreau să îmi cer un fel de iertare, dacă se poate, în fața la celor care stau poate și 34 ani. Fiindcă mulți nu cunosc situația, că de la noi a plecat băiatul care e regizorul de sunet. S-a dus în altă orchestră. Știm cu toții unde s-a dus și știm și de ce s-a dus acolo. Fiindcă, mă rog, se plătește mai bine, poate că au avut nevoie de niște bani, că are copii, nu știu ce. Și din cauza la asta, noi mult, mult am suferit Orchestra Lăutare. Am făcut un alt regizor de sunet. Până îl formezi pe om, este greu. Asta e că acum ai forma un muzicant. Vine muzicantul de la conservator la tine, la orchestră, dar el nu-i format. El cântă excelent de frumos. Dar el nu-i pentru orchestra lăutare, el nu-i pentru orchestra noastră. El nu are nivel. El trebuie format. Eu am pus amprenta unor lucruri pe care până acum toată lumea, și din România, și de la noi, imprimă ca la Nicolae Bodgros. Și este formula făcută deja, când din computator se poate discos toate amprentele astea care vorbim noi și lumea imprimă după noi. Ați făcut o școală bună pentru mulți dintre da, să muzicieni. Fie primită, să fie primită, fiindcă în alte țări, pentru așa ceva, se dă ori în judecată omul care imprime ca tine, ori îl pui să plătească. Păi, plătește-mi, asta e patenta, asta e patenta mea, eu am făcut-o. E mixajul meu. Mixaj pentru mixaj se plătește. Selectați oamenii care vor să imprime cu Orchestra Lăutarei? Oricine are posibilitate? Selectăm lumea, dar am mai ajuns acum, chiar ultimul moment, am ajuns la concluzia că totuși este o fericire și o bucurie pentru un om. Deci nu-i faci mai mare bucurie. Că vine el la concurs și cântă la festival sau vine cu noi să imprimă, e același lucru, fiindcă la festivaluri vine toată lumea. Să înscrie, o dat acolo bani cât trebuie să înscriu la preselecție și vine și cântă. Nu e același lucru. El duce acasă bucuros. Nu vine să câștige un premiu. El vine să cânte cu Orchestra Lăutare. Pentru însu asta e premiu. Și de ce să nu facem premiu și aici acasă, care dorește să imprime cu noi? E același premiu. Încercați să-i susțineți pe cât de mult posibil. Ba da, ne-am dat seama că pentru mai mare bucurie pentru un om nu există. Și, mă rog, de ce să nu guste și el din fericirea și bucuria pe care o are un artist? E scump să înregistrez cu Orchestra Lăutare? Nu, e cel mai ieftin. Din toți muzicienii care sunt pe... Cred că și în România și la noi, cel mai ieftin Orchestra Lăutare, imprimă. Am putea să dăm o sumă? Ba da, 3.500 de euro să imprimă un CD, la care între
13-14 piese. Deci el după asta îți duce și în două nunți le scoate. Exact. Și dacă mai filmează și mai scoate un videoclip? Mai face încă 10.000. Așa că lucrurile astea sunt clare și știi toată lumea de chestia asta. Și în România și la noi toți știu, cunosc. Am considerat că să mai ridicăm un pic tariful, dar ne uităm, vedem și noi, este și lumea necăjită. Adică unii își permit să facă lucrul ăsta, spații de ei și 5.000. Sunt alții care vin, dau de la ei, dau 4.000, dau și 5.000. Asta e treaba lor, asta. Nu, la noi tariful ăsta este. Dar sunt și oameni necăjiți care nu pot să-i spui, băi, nu ți-i imprim fără 4.000 sau fără 5.000, cum s-au ridicat la noi. Sunt orchestre care imprimă până la 5, 6, 7.000 de euro. CD-ul. Apropo, ca să vorbim un pic și despre alte orchestre, dacă există o prietenie între orchestre, pentru că este Orchestra Ștefăneț, Advahov, Orchestra Lăutarii, reușiți să vă sincronizați și să aveți o colaborare frumoasă sau mai puțin? Da, eu trebuie să vorbesc foarte cinstit acum, să vă spun așa cum este, nu există. Cu părere de rău. Dacă în România sunt orchestre de doamne, bunicele și foarte bune și interpreți extraordinar de mari muzicieni, toți prietenesc cu noi, toți ne iau în seamă, ne iubesc, acasă nu prea. Apropo, dar cum reușiți să mențineți echipa și câți membri sunt în Orchestra Lăutarii? Noi avem acum în jur de 30 de persoane. Cam 28-29, tot permanent. Cum reușiți să-i mențineți dacă le știți problemuțele la fiecare? Că îmi dau seama că odată ce sunteți orchestră, acolo este o familie. Problemele sunt și o să fie totdeauna. Cel mai important să le poți rezolva și să pui suflet, să pui mâna acolo unde trebuie, atunci, la moment. Celelalte lucruri sunt, de pildă, că mulți au plecat, dar foarte multă lume s-a întors înapoi. Deci toți cei care dau de greu, că e greu de lucrat, de muncit, e greu și în Orchestra Fraților Advahu și în Orchestra Fluieraș, peste tot, e greu de lucrat. Nu e așa de ușor. Ci n-o să spui, chemați așa, să întrebați cât e de ușor pe frații Advahu sau pe frații Ștefăneț, cât e de ușor să stai în fața orchestrei și să faci un concert. Unu. Nu vorbesc de celălalt. Dar un concert. Este enorm de greu. Să ții minte materialul, să ții minte începutul, să ții minte sfârșitul, să ții minte toate lucrurile astea. Asta e foarte greu. Responsabilitatea o duce un om. Câte doi, asta e mai, poate că e mai ușor. Dar eu sunt unul singur aici. Bine, mă ajută Cornel, mă ajută orchestra, mă ajută colegii. Dar e foarte mare responsabilitate. Trebuie să existe și un om orchestră care să țină sub control fiecare poate pas. Poate că uneori e bine chestia asta, că sunt doi, dar totuși în fața orchestrelor mari, de pe timpuri și cât a fost totdeauna un cap, un om. Dacă un om dirigează, un om știe ce vrea, merge în mări treburile bine înainte. Când îți dă o părere. E, da, pot ajunge la un compromis dacă aceste două păreri se bat ca să ajungă acolo unde trebuie. Știu despre ce spuneți, exact. Este o vorbă în popor, că mai multe moașe rămâne copilul cu buricul tăiat. Probabil la asta ne-am referit. Da. Unul se face responsabil de tot. Care este salariul mediu a unui angajat în Orchestra Lăutarii? La moment, cred că e undeva 4.200, 4.300, așa ceva. Știu că mai spuneați despre asta într-un interviu, dar erați în căutare de ridicarea salariilor și cred că n-ați mai reușit. Am fost la domnul președinte, pe timpul era domnul Voronin, am intrat și i-am spus, uitați-vă, noi suntem Orchestra Națională. Nu putem să primim același salariu cum primește Fluierașul, cum primește Mugurelul. Ei sunt altă categorie, noi suntem o altă categorie. Măcar să știu că cu 20 de lei sau cu 10 lei mai mult, dar primește mai mult, că este Orchestra Națională. Și el mi-a spus clar, mi-a spus, dar eu acum fac, dar mâine îți vii toți înapoi. Îți vii și ceilalți și o spui, cum ne-ați dat lui Botgros, dar nouă nu ne dați. Dați-ne și nouă. Și poate are dreptate. Și dumneavoastră încercați prin diverse concerte, evenimente, să faceți financiar, să rezistați mai mult. E foarte greu. Spun așa că înțelegi, de greu să mergi numai în România, să treci,
să treci vama, pleci la un spectacol, este extraordinar de greu. Te duci încolo, vii înapoi, stai la rând. Sunt oameni, bine, sunt oameni care ne iubesc, ne mai fac facilități acolo, mai trecem, nu știu cum, nu știu, dar sunt și oameni care nu ne cunosc și mai spun, duceți-vă la rând. Și stai la rând. N-ai ce face. Trebuie să stai. Și atunci vii acasă obosit, nu numai de cântare, nu de la... Dar vii obosit de statul ăsta, cât mergi pe drum, vii la vamă, stai la vamă, te duci la vamă. Vama pentru noi, cred că rămâne cel mai greu pe suflet până la ora actuală. Cât stăm la vamă, mâncăm niște sushi. Spate? Exact cât stăm la vamă. Da. E bine. Da, apropo, dar până trecem să mâncăm, cei de la Iesușa au un gift card pentru dumneavoastră în valoare de 500 de lei. Puteți să treceți să faceți o degustare. Eu am trecut, să știți că recomand. Nu este doar sushi, găsește acolo o diversitate mult mai mare. E pentru să dumneavoastră. Să rămână, mulțumesc frumos. Iar am să trec să iau și eu să... Să gust, să văd cum sunt aici sushi-le la noi. Da, da. Dar acum și o să gustați și o să vă dați seama. Bine, cum are. Văd că m-ai servit cu sushi, cu vin bun, dar eu nu am nimic decât o carte care se numește Sufletul Vioare. Asta valorează probabil mai mult. Aici o să găsești istoria vieții mele. Toate interviurile care le-am avut eu mai valoroase, fotografii cu mulți interpreți, toate diplomele mele, toate regalele care le-am avut eu primite în viața mea, o să le ai aici... ca amintire din partea mea. Frumos. Urmează să-mi lăsați și un autograf. A fost un lucru enorm la această carte? Vreau să mulțumesc pe această care încă o dată Veta Iempo, fiindcă ea a fost cu sufletul aici mai mult. Ne-am telefonat vreo câteva luni bune, dar până la urmă a făcut un lucru enorm. Eu nu vreau să ies în lume să spun că scriu cărți, că nu știu ce. Toată lumea știe că eu doar am învățat la școală, am învățat așa cum a învățat toată lumea. Nu chiar mai strălucit, nu știu ce. Să mă apuc să scriu, a să fie greu. Și rușinos a spui lumea din sat, a zic că, băi, dar pe el învăța pe trei, învăța aghie, duce eu în trei de coadă și acum scrie cărți. Nu vreau să fac lucrul ăsta. De asta m-am adresat lui Veta Iempo și m-a ajutat foarte mult și mulțumesc pe aceasta. Dar recunoașteți că în școală erați codaș, cum se zice la noi. Codaș, nu eram codaș, învățam foarte slab, fiindcă nu avem când. Eu lipseam de la lecții vineri, sâmbătă și duminică și luni vineam cum am marți aproape la lecții. Și învățam așa cum învățat toți muzicanții. Muzicanții au un sistem de a învăța foarte greu. Dar uite, am învățat și așa cum s-a învățat toată lumea. Dar de ce se întâmplă așa că muzicanții întotdeauna au un sistem, așa cum ați spus dumneavoastră, cartea se lipește altfel de minte, de suflet? Nu la toți. Sunt că eu am chiar de cealași Cornel, cartea s-a lipit de sufletul lui foarte mult. Cornel este mult lateral, dezvoltat, Cristi la fel. Mai sunt muzicanți, mulți, mulți avem muzicanți foarte, care au învățat foarte bine. Bine, depinde și de situația, cum au trăit, ce condiții au avut în viața lor. Eu, condițiile pe care le-am avut eu, le-am expus și le-am spus la toată lumea. Am învățat foarte greu. Fiindcă trebuia să merg la nunț cu tata împreună cu fratele Vasile, ca să ținem casa, 8 copii. Tata nu reușea singur. Mama
nu putea să lucreze, că era un pic bolnăvioară, mai îmbla prin sat cu lucruri, prin sat, dar asta e greu. Și la colhoz, s-au angajat la colhoz să lucreze pe timpurile celea, deci noi o ajutam cu Vasile, cu fratele, și mergeam și la, o ajutam și pe mama, dar ajutam și pe tata, fiindcă ca să ții 8 copii era foarte greu. Lucrul ăsta ne-a pus un pic, ne-a scos din sistemul de învățământ. Da, exact. Pe atunci țineați atât de bine sapa cum țineți azi vioara. Cam așa era. Știți ce înseamnă munca pe câmp? Sigur, mai ales la tutun, l-am plătit tutunul ăsta, cum era, mama avea norma de tutun. Și mergeam și o ajutam întâi la cules, culegeam de pe la 4 nici culam, culegeam până la ora, hai zicem, 7-8, după aia ne punem la împuns. Și tot lucrul ăsta era ajutorul părinților. Noi trebuia să ajutăm părinții. Asta a fost lucru de acasă. Eu tot țin minte, probabil am fost ultima generație care am prins cum se înșiră tutunul, era 25 de bani șfoara. Și făceam 4 șfori și știam cam un leu. Și eram atât de mândră, eu puteam aici să-mi calculez banul meu. Păi uite așa. Înseamnă că ți-ai făcut banul deja cinstit. Da, și eu mă bucur că am fost printre generația aceea care știu ce înseamnă greutatea și cum tutunul atunci când îl culegi, erai plină de nici nu scamă, dar așa un lipici. Lipici, exact. Să lipie de doamne, dacă... Ei, asta a fost situația și nu, uneori spălam mâine, dar altădată spune, măi, lăsăm așa că n-are rost. Când vineam acasă, cum la ora seara, la 4-5, ajungeam acasă, că de la ora 4 eram pe deal. Și la 4-5 seara veneam acasă, spălam bine mânuțele, mâncam și asta era. Și vioara în mână. Acum, dacă ar fi să lucrezi așa copii, cu siguranță s-ar spune că copiii aceștia sunt chinuiți? Nu se știe. Eu nu, atunci când eram în sistemul ăsta, mă gândeam și mă rugam lui Dumnezeu să n-ajungă copiii mai mult așa, să ducă o altă viață. Și iată, Dumnezeu le-a dat o altă viață lor și aș vrea asta viață să o păstreze, să știe că este viață frumoasă, să n-ajungă niciodată acolo unde am fost noi. Eu tot m-am oprit la această fotografie. Știți de ce mi-amintește? De filmul Lăutarii de Emil Loteanu, parcă sunteți Toma Limoș. Toma Limoș, așa îl chema, nu? Din câte mi-amintesc. Da, eu am fost alesul lui Loteanu în film. Mie nu mi-a dat voie Liduța, Dumnezeu să se odihnească. Că trebuie să lepăd școala, trebuie să lepăd tot, să vin la filmarea filmului Loteanu Lăutarii. Și gata, eram probă, mi-am luat proba, mi-am făcut tot, documentația era deja făcut tot, să trec la școală la Neaga, să trec aici să învăț, nu știu ce, prin corespondență, și după asta Lida a început să mai plângă săraca, să mă mai, nu știu ce, și deci, desigur, eu am rămas la Soroca și n-am mai venit la filmul Lăutare. L-a găsit pe Dumitru Mitic Hăbășescu. Vedeți cum am intuit. Eu nu am știut de această poveste, ca să mă credeți. Da, eu vă spun ca să știți. Știi toată lumea chestia asta. Toți colegii mei de la Soroca știu de comunit Loteanu pe deal la noi, unde noi eram acules prunii. Și el a venit acolo, ne-a luat proba, am stat cu dânsă de vorbă o 2-3 zile. S-a pus pe capul meu că trebuie să fie, o să fie așa, o să fie vedeta numărul 1, o să fie nu știu care. La care am stat și am cântărit și îmi pare că am făcut nu rău. Dumnezeu să odihnească, Liduța la timp m-a oprit. De ce? Era dacă să vinem fie... aici, nu să știi ce era. Câștigam filmul la otare. Și atât mai departe, cred că pierdem și școala, pierdem și orchestra Lăutare, pierdem mai multe lucruri. Dumneavoastră ați analizat și ați înțeles unde erați câștigați, da, și unde erați pierdeți. Sigur. Da, filmul este genial. Filmul este genial, dar cu atât rămâneam cu filmul. Atunci doamna Bejenaru a avut intuiția bună, intuiția, și a știut... Da. Exact. Unde să vă permită și unde să nu vă permită, dar cel mai bine a știut cum să vă convingă ca să rămâneți lângă ea. Și băieții mulți din grupa noastră, cum eram noi acolo la Soroca, erau mulți de părere și invers, și erau de două părere, adică.
Și am ascultat pe acei care erau de părerea lui Lida. Dumnezeu să ierte. Ca să ne oprim un pic la povestea cu doamna Lidia Bejenaru, dumneavoastră urma să împliniți 50 de ani de căsătorie, trebuia să fie nuntă de aur și iată că nu a fost voia lui Dumnezeu. A fost greu. Într-adevăr, rămăsese vreo 3-4, dar nu, 3 luni undeva, dacă întâmplarea a avut loc pe 26 iulie și noi pe 5 octombrie trebuia să facem 50 de ani. Noi am fost tot timpul împreună. Tot timpul. Începând de la Soroca, când ne-am prietenit noi 68, la sfârșitul anului 68, la începutul anului 69, din 69 până la data de 26 iulie, noi am fost tot timpul împreună. Ea întotdeauna era lângă dumneavoastră. Fiind dirijor, un bărbat frumos, pe care femeile cu siguranță puneau ochiul. Chiar acum, recent, vorbeam într-un interviu cu domnul Anatol Mărzenco și povestea cum o femeie de 30 de ori l-a pupat și Vasilisa era dincolo de perete și vedea tot. Cum, iată, doamna Bejenaru trăia toate aceste momente? Cât înțelepciune poți să ai, streci, vezi și să nu vezi în același timp? La început era greu. Ea nu prea era deprinsă cu toate chestiile astea. Și ea de la țară și eu de la țară. Copiii veniți aici, am în Chișinău, pentru prima dată era un pic deranjă treaba asta. Ne deranja. Dar cu timpul o înțeles că din noi cineva trebuie să fie mai presus decât, hai să zicem, noi două vedete în casă nu puteam să fim. Ori una, ori alta. Și eu înțeles, fiindcă meseria mea este cea care am tangență cu toată lumea. Cântăreți, concurenți, la nuntă, oameni, fani și așa mai departe. Toate lucrurile astea le-am înțeles un pic mai târziu. Dar le-am înțeles și la urmă pentru dânsa nu era o problemă. Absolut. Și a cedat, sigur. A lăsat de la ea, sigur. Ca să vă puteți manifesta, sigur. Dumneavoastră. Trebuie să ai înțelepciune ca să poți să accepti. Da, de ce înțelepciune? Ea mai avea o latură foarte... avea 7 ani de acasă, cei care trebuie să-i spunem noi uneori mai fugim de cuvântul 7 ani, dar ea avea 7 ani de acasă, care știa cu siguranță unde mă duc eu, ce vreau să fac și așa mai departe. 50 de ani cât am trăit cu soția mea, Dumnezeu să ierte, n-am făcut-o de râs sau să, Doamne, să vie cineva să bată la ușă, să spui cu tine, s-a întâmplat nu știu ce, nu știu care. Doamne ferește, noi lucruri de astea n-am avut în casă. Certuri am avut, ne-am mai certat, ne-am mai spădit ca toată lumea, că așa e în casă, dar lucruri neserioase n-am avut. Ultimii ani, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar noi știm cu toții, cunoaștem problema și așa că nu o să ne mai întoarcem la ea. Atunci când doamna Bejenaru a aflat că aveți o fică, cum a reacționat? De la început a reacționat greu. Vă spun ca să știți, foarte greu, e venit foarte greu, mai plâns sau mai nu știu ce, ca până la urmă să înțeleagă că copilul nu-i vinovat pe lume, n-are nicio vină, nu poartă și chiar a acceptat-o așa cum se acceptă un copil. A acceptat-o ca cum ar fi un copil al nostru. Doamna Bejenaru a avut ocazia să stea cu Nicoleta? Niciodată. Nu a văzut-o niciodată? Nu, nu a văzut-o niciodată. Într-un interviu, Anișoara Dabija spunea că omul de la care ar dori să-și ceară scuze este Lidia Bejenaru. Ba da, și mie mi-a spus. Și așa și este. În ultima perioadă, dumneavoastră ați încercat să vă împărțiți în două. Să fiți acasă cu soția și cu mama Nicoletei. Ba da, mai mult eram acasă, fiindcă dau seama că Lidia nu că suferea. Lida mai avea o suferință sufletească. Era destul și nu vreau să-i fac o altă durere. Dar
pe cât se putea, eu o ajutam pe anișoara și o ajut și acum și să ajut cât a străbească, fiindcă este copilul meu. Eu nu pot să las un copil să crească așa ca în pădure. Este copil care este în societatea noastră și are dreptul la societate, are dreptul la tot, la viață. Așa cum trebuie să crească un copil normal, are dreptul la toate. Sunteți tătic și vreau să întreb dacă este o diferență la anii care l-ați avut pe Cornel, când era Cornel mic, dumneavoastră aveați 18 ani, 20. Nu, aveam 20 de ani. 20 de ani. Este o diferență să fii tătic la 20 de ani și tătic la 67 de ani? Foarte, foarte mare diferență. Foarte mare diferență și nu se spune, nu se vorbește degeaba că de ce omul vine mai matur, devine mai matur, iubește mai mult copiii, mai ales nepoții. Eu mi-amintesc foarte clar cum s-a născut Cristi la noi. Când s-a născut Cristi, eu pășeam de două, trei trepte la maternitate. Deci nu mai țin minte cum am pășit pragul, m-am dus repede ca să-l văd. Iubirea de copii, cu vârsta apare alta. Și bineînțeles că Cornel a fost iubit din prima. Nu pot să vorbesc, Doamne ferește, că îl iubesc și acum ca și cum era mic. El încă este copilul meu, până când este a meu copil și el va rămâne copilul meu până voi pleca eu în lumea celor drepți. Dar Nicoleta altfel, altfel o sunt. Dar e fată, fetele sunt mai lipcioase, fetele sunt mai drăgălașe. Și mai ales că e fată, da, se lipește altfel de suflet, da, e altă. Totuși ați început o altă viață, o altă tinerețe, un alt gust și tot anișoara spunea într-un interviu că datorită dumneavoastră a reușit să înțeleagă că bărbatul poate fi și altfel și a găsit încredere și sprijin. Cel puțin așa spune ea în interviu. Dacă se ocultește ea chiar așa, înseamnă că așa. Asta contează, că sigur. Vă bucurați de dragoste nouă. Mă bucur că pot să fac un bine pe lumea asta, să cresc un copil, fiindcă momentul când faci crește un copil, asta înseamnă mult. Altceva, Doamne ferește, că sunt foarte mulți bărbați care nu-și recunosc copiii. Sunt mulți bărbați care se întorc, nici nu-i văd când cresc. Îi văd până la vârsta de 25 de ani, la 30 de ani. Până la vârsta asta nici nu știu unde se află copiii. Eu nu sunt așa la om, am altă atitudine față de toate chestiile astea. Pentru mine este important ca să văd copilul cum crește. Este important să știu ce mănâncă, cum doarme. Asta este. Dar ați avut gândul ca să nu recunoașteți acest copil? Niciodată. Din start. Cum din ați start, aflat că da. Este însărcinată? Da, da, sigur. Ați dat mare noutate. Sigur. Deși eu chiar am văzut personal într-o postare pe Facebook, foarte multă lume a venit cu mesaje, hate, ură. Cei ce am văzut prin postările dumneavoastră că v-am cam supărat și v-a dezamăgit? Nu m-au supărat. Pe mine nu o să mă supere niciodată. Pur și simplu eu știu de la mine că nu-i frumos ce aici fac ei. Nu are dreptul în familia mea sau în familia ta, Zinuța, să bage cineva să spui părerea lui, fiindcă la dânsul în familie nu-i mai bine. Dar poate e mai rău. Și nu-și dă seama. În momentul ăsta nu ai dreptul. Numai un singur Dumnezeu are dreptul să judece. Voi mergeți la judecată. Voi pe mine mă judecați. Dar n-aveți dreptul să mă judecați. Pe mine trebuie să mă judece Dumnezeu. Ceea ce fac eu pe pământ, eu fac exact ceea ce face toată lumea. Toată lumea face așa. Nu vorbesc că acum că fac numai 90%, sau toată lumea face așa. Numai că fac pe ascuns. Eu am făcut deschis. Care e problema? Și într-o postare ați spus că o să dispăreți pe o perioadă de pe Facebook, de pe rețele de socializare. Am dispărut. O perioadă bună chiar a fost, aproape un an de zile. Dar n-am găsit eu poate cea mai bună metodă că să dispar de pe Facebook. Nu. Din contră, vine ziua fetiții, vine ziua nu știu ce. Am dreptul să-mi iubesc copilul meu.
El este copilul meu. Eu am tot dreptul. Dar ați avut o perioadă de depresie. Am avut, sigur că am avut. Și acum, tot, nu că am, dar mă gândesc că lumea, gura lumii, cum se vorbește la noi, nu astuci, nu poți să... Dar lumea nu are dreptul. Și cine ar vorbi? Vorbește cineva care... Eu sunt sigur că sunt niște oameni din... M-am uitat în asta, care îi cunosc și știu cine sunt. Ei trăiesc de 10 ori mai rău decât mine, mai urât trăiesc cu soțiile lor și fac nebunii mai mari decât mine. Dar își dau părerea și scriu. Și probabil asta te supără cel mai mult? Cel mai mult. Când asta. Tu îl știi? Sigur. Și îi cunosc, îi știu. Foarte clar. Dacă nu ești de asta, eu de asta vorbesc. Dar n-am vrut să mai vorbesc alte lucruri, că aș putea să dau, să merg la judecată. Să merg cu ei la judecată. Eu să-i judec. Nu ei să mă judece pe mine. Eu să-i judec pe ei. Cu ce drept? Tu te bagi în familia mea. Care este dreptul tău? Ești judecător? Ești procuror? Ce instanță ai? În ce instanță lucrezi tu? Cine ești tu că tu judeci pe Nicolae Botgros? Probabil cel mai mult v-ați simțit vinovat în fața doamnei Bejenaru. Asta e altceva. Asta e familia mea. Eu am vorbit cu ea, eu am discutat cu ea. Ea știe. Da, nu e venit bine. E venit greu. Asta, dar asta e treaba noastră. Asta numai noi. Noi ne împăcăm, noi vorbim cu gândurile. Noi avem familia noastră. Familia noastră nu are dreptul să bage. Atunci când a plecat Adriana din familia dumneavoastră, din familia Botgros, ați fost la fel de supărat? Cel mai tare m-am supărat atunci. Pe ea sau pe Cornel? În general m-am supărat, în primul rând, pe dânsa, fiindcă trebuia să-mi dăie mie un telefon, să-mi spui niște lucruri. Tată, uite așa, cum spunea e tată și nu știu ce. S-au întâmplat niște lucruri. Uite, eu am de gând să fac lucrurile astea. Dar noi am stat în ziua aceea la masă. În ziua aceea, când eu am plecat, noi am stat la masă. Am discutat, am vorbit, am glumit, am nu știu ce. E seara și ea, genduța și pleacă. Care e problema? Dacă dumneavoastră ați fi știut problema, ați fi intervenit? Bineînțeles că da. M-aș fi apropiat, aș fi discutat măcar cât de cât ceva să știu despre ce merge vorba. Dar știți cum e vorba acum. Nu vreau să mă mai bag, să mai vorbesc, să mai... Îmi pare foarte rău, asta trebuie să recunosc, îmi pare foarte rău că a fost un cuplu nemaipomenit de frumos, un cuplu pe care cred eu că a fost un exemplu pentru mulți și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Posibil, iarăși venim la vorba aceea care m-a întrebat nu de mult. Fidelitatea. Nu există. Credeți că a fost suficient de fidel Cornel? Nu cred. Și invers. Nu răspundeți pentru nimeni? Nu. Dar simțiți o parte de vină în povestea lor? Faptul că s-au despărțit? Că i-ați dădăcit prea mult? Că ați stat asupra lor prea mult? Nu. Eu nu port nicio vină. Nu poartă nici Liduța nicio vină. Noi ne-am purtat ca părinți. Doamnă Botgros, noi avem rubrica Sincer Foto și eu am selectat 6 fotografii în 6 ipostaze diferite și vreau să ne oprim un pic la ele. Tare multe fotografii aveți. Da. Eu totuși cred că le-am ales acele 6 care își merită locul. Am găsit această fotografie, este probabil familia dumneavoastră. Aici nu vroiam eu să mă fotografiez. Când m-a pus la Dobie, eu vroiam să cânt la vioară. Dar tata nu. Treci la Dobie că aici trebuie să vadă lumea că noi aveam orchestră. Adică noi, uitați-vă bine acolo, fratele Vasile. Dar eu am vrut să întreb care sunteți dumneavoastră. Eu sunt la Tobe. Și vă alintați atunci. Nu vreți la Tobe. Nu, eu vroiam la vioară. Și m-a pus la Tobe. Hai, dacă la Tobe.
fotografie este fotografie și pe atunci era rar, dar aveați posibilitatea. Uitați-vă în ce suntem noi îmbrăcați, cum suntem noi încălțați, toți în cizme de cauciuc, vai de capul nostru, erau niște lucruri foarte grele aici. Noi trăiam foarte greu în sat, dacă să vorbim așa, cel mai cinstit, cel mai greu trăiam noi. De ce? Pentru că cântați la sărbători, la anunț. Era cântare, dar n-ajungeau. Din sâmbătă în sâmbătă, bai n-ajungeau. Se trăia foarte greu. Opt asta copii? Opt. Dumneavoastră, al câtelea copil ați fost în familie? Al treilea. Al treilea. A fost sora mai mare, Vasile, fratele și eu. Din toți opt, câți ați reușit să... Șase a rămas, două surori a mele sunt decedate. Cea mai mare soră e o prostine care a trăit în Tartaul Cahul și Sofia, cea mai mică, surioară, în accident a murit la Târgu Neamț. Dar a reușit tăticu, mama dumneavoastră, să vă vadă deja lansat? Sigur, mama a fost la concert, tata a fost la... Tata a cântat cu mine în concerte. O altă fotografie? S-a născut Cornel și eu am venit din Portugalia. Asta e două zi cum am venit eu din Portugalia. Nu l-am văzut pe Cornel de mult timp și nu m-am venit și... Peste 4 zile a plecat soția mea în turneul Liduța. S-a dus cu Nicolae Sulac, cu Lăutare. Eu eram cu Jocul, de ei Lida lucra la Lăutare. La Valdin Nicolae Sulac, Dumnezeu să le ierte Sulac. Cine a rămas cu Cornel atunci, dumneavoastră? L-am dus la țară, dacă aici l-am purtat, ne-am dus la plimbare, am umblat cu dânsul prin parc, nu știu ce, am făcut poze, după care două zi am plecat la țară, l-am lăsat la țară și Lida a plecat în turneu. Atunci când s-a născut Cornel, deja financiar erați mai bine. Da, dumneavoastră lucrați, soția lucra. Sigur, sigur. Erau vremuri mai luminoase. Eu ultima dată în 77 am împrumutat bani. Până în 77 trăiam din împrumut. Împrumutam bani de la prieteni, îi dădeam înapoi, iar mai împrumutam, dar din 77 și până acum, slava Domnului. Gata, aveți banii dumneavoastră, banca dumneavoastră nu se mai împrumută. Atât. Una din fotografii este la mormântul marelui Nicolae Sulac. Asta a fost 2 ani în urmă. Chiar 2 ani în urmă. Ați avut o prietenie frumoasă. Sulac, pe zi m-a sunat cel puțin 4-5 ori. Vorbeam la telefon. Și desigur că mi-a fost mai mult decât un frate, mai mult decât un tată. Nu era zi să nu ne vedem, nu era zi să nu vorbim la telefon. Tot ce se întâmpla, vorbeam unul cu altul. Uite, trebuie să fac asta, vreau să fac asta. Vrem să facem ce. Totdeauna discutam împreună. Totuși, nu comunicați cu fiica maestrului Sulac? Comunicăm, de ce nu? V-ați împăcat cu Doina Sulac? De mult. Foarte de mult. Și cu mama ei? Și cu mama ei și cu toată lumea. Pentru că eu chiar acum jumătate de an am avut ocazia să mă prind într-o discuție. Nu ne-am sfădit. Ce v-a întâmplat? Că nu știu ce au auzit, nu știu ce am auzit, nu știu care și că... Și asta. Dar nu ne-am sfățit. Dar nu comunicați? Nu comunicam. Și acum? Tot acum, nu comunicați? Nu, acum vorbim, sigur. A fost o perioadă cât nu ați vorbit și cât s-au dus toate vorbele prin sat, prin tot Chișinăul, iar acum lucrurile au revenit la normal. Sigur. Pentru că într-un interviu, Doina zicea că nu este chemată să cânte la Palatul Național, care este în numele tatălui său. Poate că și-a fost perioada asta, dar nici el nu prea era pe acasă când umbla prin Italia, umbla nu știu unde. Acum s-a căsătorit, are un copil, are un băiețel și la locul ei și mă bucură faptul că a înțeles multe lucruri. Fiind în tinerețe, un copil de 17-18 ani și poate să înțeleagă. Știți că mintea zboară în toate părțile și mai ales că ea era singură, nu era căsătorită. Acum, desigur că ei acasă, a fost nunta lor, nu de mult Cornel a fost la nuntă, eu eram în România, n-am putut să ajung la nunta lor, dar s-a căsătorit și cu un băiat foarte, cum se cade, pe care îl cunoaștem, noi îl știm, de mulți ani îl,
îl cunoaștem foarte bine. Și Dumnezeu poate să facă parte, să trăiască, să fie în rând cu toată lumea. Fiindcă noi nu vrem nimic, nu vrem nimic. Eu vreau ca Doinița lui Nicolae Sulac să meargă în continuare, să aibă același comportament cum l-a avut Taixoc, să aibă aceeași onoare, să aibă același succes cum a avut Taixoc. Asta noi am vrut și asta vreau și să fie așa, fiindcă e talentată, prea talentată, are talent extraordinar de mare. Când Doinița a înregistrat ultima piesă cu Orchestra Lăutare? Cred că sunt vreo 7-8 ani în urmă, de când am făcut CD-ul întreg. Am făcut integral un CD cu piese de lui Taixo și niște piese de aici care mai avea. Dar sunteți deschiși să mai înregistrați piese? Da, sigur. Și scena Palatului Național e deschisă pentru... E deschisă oricând. Și ea știe de chestia asta și noi vrem să inițiem din nou festivalul lui Taixo, fiindcă Festivalul Nicolae Sulac a avut o amprentă foarte bună în muzică și în dezvoltarea cânticului nostru. Am ales o fotografie cu doamna Bejenaru? Da. Asta cânta mai bărbate. Se vede... Da, ce să mai vorbim? Ați respectat-o întotdeauna pentru cum se cădenia ei? Dar ați iubit-o suficient ca femeie? Mai mult decât până la ce l-am iubit. Ați vrea să-i spuneți ceva doamnei Bejenaru? Eu îi spun acolo când vin la cimitir. Totdeauna vorbesc cu dânsa și vorbesc mult. Odată eram la cimitir și nu m-am uitat la ceas. Acolo s-a întunecat, dar acolo s-a prins lumini, nu știu cum. Și mă sună, mă telefonează Cornel, zice, tată, ce faci? Zic, la cimitir. Dar ce faci tu la ora asta? Tu te uitați, tu știi cât e ora? Zic, nu știu. Dar păi uite că e ora 9 acuși. Sara. Păi zic, Cornel, m-am uitat la cea, zic, da, e ora 9. Eu stăteam acolo la dânsa. Eu stau ore întregi. Vorbim, discut, am concert sau am ceva, totdeauna îi spun. Uite, plec în România sau plec la nuntă, mă duc undeva. Îi spun. Mă liniștesc, mă duc acasă. Așa că o să-i spun când să ajung acolo. Păi simțiți undeva vinovat în fața ei? Da. Sunt vinovat că noi am făcut în primul rând un spectacol. Ea nu a avut niciun spectacol a ei. Acum i-am făcut în memoria concert, dar că tot trăit, trebuia să-i fac un spectacol și pentru dânsa. Dar e tot timpul spune, lasă, nu trebuie, lasă că fă pentru alții, lasă că noi mai așteptăm. Și nu i-am făcut niciun spectacol. Ea v-a dat dumneavoastră voie să vă manifestați? Da. Și dumneavoastră ați uitat? Nu am uitat. Ea nu vrea, ea nu-și dorea. Ea nu dorea să aibă spectacolul ei aparte. Spune, nu trebuie, Cornel, lasă, fac alții, eu nu vreau. Atâta modestie. Foarte modestă. Nu numai asta, mai multe lucruri. Au făcut Lida în viață pentru mine. Ceea ce eu n-am reușit să fac. Am reușit să... Care a fost cel mai mare sacrificiu care credeți că l-a făcut de dragul dumneavoastră? M-a iertat de multe ori. E vorba de femei? Nu. De lucrurile mele care le făceam și eu la nervi, la mai multe lucruri. Să ai un colectiv de 30-40 de persoane nu e așa de ușor. Uneori îmi vine greu și eu înțelege lucrul ăsta. Am avut căderi multe în viață. Am avut necazuri când au plecat 14 muzicanți de la lucru. Am avut mai multe necazuri în viață, dar la toate eu au fost lângă mine. Important că apreciați asta. Dacă să pleci 14 odată dintr-o echipă, se întâmplă organizat. Da, ați avut vorbi cu la spate? Foarte multe vorbi. Nu la spate au fost vorbi. Atunci a fost o scrisoare deschisă, scrisă.
de cineva din apropiații noștri. Vreau să mă elibereze pe mine de la lucru. Erau mai multe lucruri, probleme. Și atunci au căzut și Lida mult, fiindcă eu nu am lucrat un an jumătate în colectiv la noi. Ca să o iau înapoi la lucru, o trebuie să o iau prin concurs. Eu am luat-o pe Lida înapoi la lucru, în lăutare prin concurs. Dați-vă seama câte durere în suflet o prins omul ăsta. Câte durere sufletească să știi că e lucrat în colectivul lăutare. E manifestat, e lucrat, e muncit prin toate satele, e îmblat ca să vină apoi la lucru. Treci concurs. Scrisoarea deschisă despre care dumneavoastră spuneți era împotriva dumneavoastră? Ba da. Cineva încerca să vă ia locul? Da. Cum ați reușit să luptați ca timp de 45 de ani dumneavoastră să fiți prim dirijorul Orchestrei Naționale Lăutare? Am muncit. Mai mult nimic. Dar nu vi s-a dat ușor? Nu s-a dat ușor și nici acum nu se dă ușor. Și acum sunt probleme, sunt mai mari probleme, că acum, în general, de noi n-au grijă aproape nimeni. Poți să faci orice. Dar atunci am muncit, am arătat. 14 plecat de la lucru pe data de 30 decembrie și pe data de 4 ianuarie a fost o altă formație la loc. Încă 16 muzicanți am luat. Și m-am dus în turneu și am făcut un alt program complet altul și m-am întors din turneu și am arătat că Nicolae Botgros a rămas același Botgros și Nicolae Botgros a rămas în lăutare. Mulțumesc, domnul Botgros. Eu atât de aproape simt acest interviu și vă mulțumesc pentru această discuție. Chiar așteptam acest dialog. Ești prima care divulgă aceste lucruri, nu că divulg, dar le descoperim, fiindcă multă lume nu cunoaște, nu știe lucrurile astea. Și cred că lăutarea a fost numai roz. Nu e numai roz. Sunt lucruri foarte grele. Nu știu dacă cineva mai rezista să îmble toate satele Moldovei. Avem sate unde am fost de 10 ori. Avem sate unde am fost de 4-5 ori. Vorbesc toate satele. Când spun toate satele, vă dați seama câte sate are Moldova, noi am fost prin toate. Vreau să cred că ați trecut pe la Rezieni, prin satul meu. Și noi am trecut neapărat. Un artist, dacă nu se duce prin sate, nu merge în teritoriu cum vorbim noi, nu e artist. Nu știu dacă acum cineva ar accepta să se ducă în sat, pe scândurii ca și ea care poate nici, să rupă. Nici orchestra lăutare nu se mai duce. Nu se mai duce. Dar de ce? V-ați alintat un pic? Nu. Sunt alte vremuri, vedeți, vorbim despre altceva. S-au schimbat timpul. Acum, dacă vă invită cineva, unde? Asta contează foarte mult. Vreau să ne oprim și la această fotografie, Cornel și Cristi, pentru care toată lumea știe că aveți un sentiment și o dragoste eram enormă. La Suceava aici. La Suceava eram la un spectacol la un cumătru de-a meu, Gheorghiță Rotaru. Și am făcut și noi o poză. Cornel s-a gândit vreodată să-și facă orchestra lui. De regulă, copiii încearcă să-și facă drumul lor. Vor să nu depindă de părinți. Să ambiționează, chiar dacă dau cu capul într-o țeavă, ei vor să fie independenți. Cornel nu știu ce educație a primit, dar el știe că tata este cel mai bun. Nu știu cum să răspund la așa întrebare, dar eu știu un lucru, că Cornel este băiatul meu cel mai bun. E reciproc același răspuns? Totdeauna unii s-au dus Cornel, unii l-am trimis. Că au fost cazuri unde eu, la o nuntă sau undeva, m-am bolnăvit, să Doamne ferește, nu suntem în niște lucruri. Unii nu, Marcel, unul nu a făcut lucruri, l-a făcut excelent de frumos. Lumea mă sună după asta și spune, aveți un băiat extraordinar. Vedeți în Cristi un viitor moștenitor al Orchestrei Lăutare? Sigur, sigur. Dar acum, dacă ar scrie cineva o scrisoare deschisă, mai poate cineva să doboare Orchestra Lăutarei?
E, la noi se poate întâmpla orice. Sunteți pregătit pentru orice? Orice. Totuși, cum ați spus, există o carte de vizită a orchestrei și cartea aceasta de vizită este Nicolae Bătcuros, pe care nimeni cred că nu poate. Acum, posibil că e mai greu, dar atunci se puteau de făcut lucrurile colective, cum erau ei. Adică ca și cum aștia 14 oameni erau colectiv. Ei considerau că ei sunt mai mari, că ei sunt mai tari. S-au dus toți aceștia, au plecat la Vasile Goia, au făcut orchestra Doina Moldovei, nu știu care după jumătate de an s-au împrăștiat toți pe drumuri și i-am luat înapoi la lucru. Prin ce credeți că ați câștigat? Cum ați reușit să vă mențineți întotdeauna? Prin faptul ăsta că i-am luat înapoi la lucru, prin faptul că le-am făcut bine și la mulți, nu numai lor, dar la multă lume, consider că am făcut un lucru frumos. Și prin asta sunt Nicolae Bătcuros și fac niște lucruri pe care pot să le fac numai eu. Respect. O să încheiem rubrica Sincer Foto cu Nicoleta. Este orașul meu. Foarte frumos. Dar zice cum salut e toată lumea. Cred că ea este cea care vă dă viață și foarte mult. Ritmul vieții îl ține ea acum. Eu n-aș vrea nimic, i-aș dori lui Cornel să aibă o fată așa, uite, așa o fetiță, să vii dimineața și să-i spui bună dimineața lui, pentru că Cornel iubește foarte mult copiii. Asta vă asigur 100%. Cum a interacționat prima dată Cornel cu Nicoleta, Cristi? Cam greu, știți. Cristi nu. Cristi e la locul lui, el se duce, o vede fata mai des. Dar Cornel mai greu, fiindcă vă dați seama, este un băiat, un om care ține foarte mult o ținut la mamsa și o iubește pe mamsa. Și undeva mai există lucrul ăsta în sine, ține, adică ca și cum el ține la mamsa mai mult. Dar cu timpul nu se știe, știți, cu vremea se mai schimbă. Timpul le vindecă pe toate. Da. Ați reușit să mergeți într-o vacanță, familia, anișoara, Nicoleta, încă Cornel, nu. Soția lui? Încă nu. Nu. Eu cu soția, cu Angelica și cu Cornel am fost deja în Turcia anul trecut, ne-am odihnit extraordinar și anul ăsta, acum chiar am 2 săptămâni, vom pleca în Egipt, ne-am duce să mai vedem și Egiptul, mai vedem și alte lucruri, dar cu anișoara, cu petița, încă n-am reușit să mă duc. Ei au fost la odihnă fără mine, s-au odihnit și în Italia și în Turcia, dar noi împreună încă n-am fost. Dar încercați să le îndestulați cu de toate și să le oferiți financiar tot suportul. O să fie de toate, fiindcă eu nu trăiesc acum pentru mine. Trebuie să înțelegem corect. Pentru mine am trăit. Am trăit 70 de ani. Acum eu trăiesc pentru dânșii, pentru copiii mei, pentru cei care vin de în urma mea. Știu că mi-ați spus când am început podcastul, trebuie să reușiți să o luați pe Nicoleta de la grădiniță și eu v-am zis că voi avea grijă de acest lucru și mă țin de cuvânt. De fiecare dată dumneavoastră o luați de la grădiniță? Nu, când am posibilitatea, când așa este frățiorul mai mare. Cătălin, care se șofează, are mașină. Băiatul anișoarei deja... Are 18 ani. Pentru mine au rămas parcă tot băieții cei mici. Da, băieți destul de... O iubesc amândoi și Cristi și Cătălin. O iubesc atât de mult pe Nicoleta că nu pot să-mi imaginez. Au o dragoste adevărată ca o sora lor. Și el, Cătălin se duce, dimineața o duce el la grădiniță. Când am eu posibilitate, eu de la grădiniță, că nu se duce badea cel mai mare. În ce relație sunteți cu Cătălin și Cristi? Foarte bun. Foarte, foarte bune. Și Cătălin și Cristi, eu trebuie să spun că sunt niște copii educați. Nu mai spun ce talentați sunt. Și unul și altul. Cătălin cântă la acordeon hai să spunem așa cum vorbim noi, rupi. Și nu mai zic și Cristi la vioară. Cântă foarte frumos.
Sorcica nu sare departe de trunchi. Nicoleta le bate doba de om. Exact la tăba cum dumneavoastră în fotografie. Da. Viața asta le așează pe toate așa cum trebuie. Noi avem o tradițională întrebare aici în cadrul podcastului. Atunci când ești sincer cu tine, ce îți spui cel mai des? Totdeauna mă tem de cuvântul sincer. Mă tem de cuvântul sincer. Vreau să fiu totdeauna sincer. Și totdeauna mă tem să nu fi greșit cumva. Toate lucrurile în viață nu se spune degeaba. Te-ai sculat, ți-ai făcut semnul crucii la icoane, te ieși până afară și poți să greșești. Vreau să fiu sincer și vreau să fiu sincer cu toată lumea. Dar și în momentul când vreau să fiu sincer cu lumea, vreau și lumea să fie sinceră cu mine. Fiindcă uneori încearcă, chiar și din orchestră și din băieți, încearcă să fie cu mine șmecher, cum vorbim noi, șmecherie sau nu știu ce. Și atunci eu devin mai șmecher decât dânșe. Fiindcă eu am crescut din mic copil între oameni, între șmecheri și între oameni sinceri. Și pot să fac deosebirea între șmecheri și sinceri. Și atunci când îl văd pe om că el nu-i sincer cu mine, pot să fiu și eu cu el, exact așa, cum e el. De asta mă strădui totdeauna să fiu sincer cu oamenii, să fiu sincer cu familia, să fiu sincer cu copiii mei. Și am scris nu de mult lui Cornel în pagina de Facebook că o să fiu sincer cu el toată viața. Toată viața mea o să fiu sincer cu Cornel. Pentru că e copilul dumneavoastră. Este copilul meu și mi-e scump. Și nu o să fiu altfel nici cu Nicoleta, nici cu Cristi, fiindcă și ei sunt copiii mei. Și cu familia mea o să fiu totdeauna sincer. Eu vă mulțumesc tare mult pentru interviu. Sper că v-ați simțit sincer, adevărat, liber. Și ați spus lucrurile așa cum ați simțit dumneavoastră că trebuie să le spuneți. V-ați simțit bine? Să mă ierte toți ceilalți care am vorbit, care despre care am vorbit, poate că pe cineva i-a jignit, poate n-am spus un adevăr, dar așa e viața noastră. Azi vorbim, eu vorbesc, mâine vorbesc ei, poi mâine vorbesc altcineva și așa e, mergem înainte. Încet, încet, un lucru e cel mai important, să putem trăi împreună toți, fiindcă e obișnuitor și e greu să primești o rară de bine din partea unui străin și la tine acasă să nu fii prețuit. Eu sunt sigură că lumea care știe calitatea, care știe ce înseamnă atitudine, pune preț. Iar dovada, mii de oameni care ascultă Orchestra Națională Lăutarii. Domnul Botgroz, vă mulțumesc din tot sufletul. Noi avem o sticlă de vin de la partenerii noștri Aurelius, pe care cred că o să o savurați cu mare drag alături de familia dumneavoastră. Și apropo, știu că aveți o zi în săptămână care o dedicați pentru familie și neapărat luați cina împreună și o zic să fie pentru familia dumneavoastră. Vă rog mult. Așa. Un vin de meu se numește Vița lui Botgros. Am vin și negru și alb, foarte bun vin. Dar acum e un produs nou. Apare curând un vin? Apare, da. Așa se numește Vița lui Botgros. Tare fain sună. Da. Dar numele acesta, Botgros, e foarte sonor și cu siguranță el tot a lucrat la numele dumneavoastră. Nimic întâmplător. Este o legendă mică cu numele meu. Când am ieșit prima dată cu orchestra, le era greu lumea când auzeau Botgros, să mai râdeau prin sală. Ei, Botgros, nu știu ce, așa sună, nu știu cum, la care satul Drochia ne-a dus și am dat un spectacol și președintele de colhoz îi spune secretarul de partid și pe dute și mulțumește băieților că au dat concert, era și sula cu noi. Mulțumește-le. S-a urcat secretarul pe scenă și spune: dați-mi voi, oameni buni, să mulțumesc orchestrele Lăutare în frunte cu dirijorul Botlung. Lumea și-a sorâs în sală. Și aici președintele spune: băi, nu ți-e rușin ce ai făcut, du-te și cereți iertare de la om. Noi ne îmbrăcam acolo, sulac, toată lumea acolo. Secretarul vine la mine și: mă iertați, v-am spus în loc de bot lung, în bot scurt v-am spus bot lung. Nici acolo nu-l merit, săracul. Nu știe cum e corect. Și ne-am dus la un pahar de vin și el cer iertare. Zic, mai cer o dată iertare, dar nu știu cum e familia corect.
Zic, e bot gros, ca să știți. Da, așa să că... scrie toată lumea. Bot gros. Bot gros este o pasăre frumoasă. Este o pasăre pe care o iubea Vladimir Ilici Lenin. Da, este așa o pasăre frumoasă. Dacă o să ajungeți la Butuceni, la Anatol, acolo este o, un restaurant extraordinar, o să vedeți fotografia pasărea bot grosul. Câtă legendă și câtă putere are acest nume. Parcă ar părea simplu, dar câtă valoare. Vă mulțumesc Sărăuna. Din tot sufletul. Mulțumesc frumos, Zinuța. Să fii sănătoasă, să mai faci emisiuni și toate emisiunile care le produci să aducă bine pentru societate, pentru oameni, să nu supere, să fie mai puțin supărări, fiindcă orice emisiune, orice cuvânt spus de oameni trebuie să fie pentru oameni. Exact. Să dea Dumnezeu. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Mersi din suflet.